urmează încă 4 poduri pe Dunăre între cele două state, printre care și Zimnicea Jviștov. Și se pare că Zimnicea Jviștov este cel mai atrăgător din punct de vedere economic, pentru că scurtează distanțele între Turcia, Grecia și ar avea prioritate. Am susținut și susțin și voi susține această mare investiție pentru Zimnicea și pentru Teleorman, pentru că aduce plus valoare și locuri, foarte multe locuri de muncă, pentru că necesită eforturi financiare și putem să facem pe fonduri europene. În acest moment, vedeți, între cele două orașe are loc trecerea cu Bacul, au loc 4 treceri pe zi între cele două state. Este un lucru bun și foarte bun pentru noi ca țară și ca oraș și pentru județ, pentru că au acces și camioanele și autoturismele, inclusiv cetățenii care doresc să meargă dincolo sau cei din Bulgaria care vor să vină pe teritoriul statului român.